Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăsnea și vă invit să vedeți, ca de obicei, principalele titluri ale ediției. Aproape 90 de tineri giurgiuveni au depus cereri de finanțare pe un nou program PNDR pentru a-și deschide ferme. Porți deschise la Camera Notarilor Publici. Profesorii ar putea primi statut de autoritate publică. Liberalii declară război presei. A început Festivalul Teatrelor Dunărene. Organizarea unor acțiuni de tip porți deschise a devenit în ultimii ani o obișnuință pentru multe instituții. De ceva vreme în rândul acestora a intrat și Camera Notarilor Publici, care anul acesta își deschide porțile sâmbătă 17 octombrie. Aveți probleme juridice de natură notarială și nu aveți suficienți bani pentru asta? Procedurile succesoriale notariale, cele de divorț ori legalizările de copii vă dau bătăi de cap? Nicio problemă. Puteți profita de ziua porților deschise la Camera Notarilor Publici sâmbătă, aici, în sediul de pe Bulevardul I.C. Brătianu. Notarii publici din județul Giurgiu vă așteaptă și vă vor oferi consultații juridice de specialitate gratuit. Acțiunea este organizată și în acest an de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, împreună cu Camera Notarilor Publici București și în parteneriat cu Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, fiind realizată în baza protocolului de colaborare încheiat între cele două instituții și reprezintă un prim pas în dezvoltarea unor proiecte ample de educare și informare a cetățenilor cu privire la serviciile notariale. Cu prilejul acestui eveniment, notarii publici din județul Giurgiu vor oferi publicului informații gratuite pe teme notariale. Printre temele pe care se pot solicita consultații juridice în materie notarială, se numără procedura succesorală notarială, lichidarea pasivului succesoral cu acordul tuturor moștenitorilor, procedura divorțului, redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, autentificarea înscrisurilor și legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor sau eliberarea de duplicate de pe acte, iar lista continuă. Dacă aveți astfel de probleme, notarii giurgiuveni vă așteaptă sâmbătă între orele 9 și 13 la sediul județean Giurgiu al Camerei Notarilor Publici București din Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 157. Exclus din biroul permanent județean în urma deciziei de marți, Noruț Stănișteanu, unul din cei doi candidați din partea PNL Giurgiu care dorește să ocupe funcția de primar al municipiului, spune că din punctul său de vedere motivele pentru care a fost înlăturat de copreședintele Dumitru Beianu nu ar fi cele declarate de acesta. Fără a ascunde, liberalul a spus că se simte marginalizat în partidul în care activează de foarte mult timp, iar noua conducere nu îl susține deloc în a-și atinge obiectivul, acela de a candida la alegerile din 2016. Alături de deputatul Florian Nicolae, Noruț Stănișteanu este unul dintre liberalii ce își doresc să ocupe funcția de primar al municipiului Giurgiu, începând cu anul 2016. Pentru a determina care dintre cei doi va fi candidatul la alegerile de anul viitor, PNL va organiza în perioada următoare un sondaj. Până marți, Noruț Stănișteanu a făcut parte din biroul permanent județean al partidului, funcție din care a fost exclus pentru că, susține copreședintele Beianu, nu a adus suficienți oameni la mitingul de la București și nu și-a plătit cotizația către partid. Din punctul său de vedere, Noruț Stănișteanu nu crede că acesta este adevăratul motiv. În opinia mea, întotdeauna am discutat bărbătește și nu m-am ferit și n-am venit și nu m-am ascuns după cuvinte, lipsa de comunicare cu actuală președinte Beianu. Deci, foarte clar și la obiect. Noi n-am avut o comunicare bună nici în perioada anterioară, când a fost Raluca Surdu președinte, nici când a fost Mustățea și ulterior, după ce a venit dintr-o președinte, măcar n-am primit un telefon să mă întrebe și pe mine de viață și cam ce gânduri am, dacă mai vreau să mai fac muncă politică în PNL, dacă vrea să-mi schimbe comunele sau știu, fac față la sarcinile de partid care sunt trasate. Un alt motiv obiectiv expus de liberali este acela că actuala conducere are deja un preferat pentru câștigarea sondajului. Un al doilea lucru care vine în completare e probabil tupeul de a participa la această competiție internă pentru candidatura de primar. M-a deranjat multă lume, nu știu de ce. Numai departe de marți, domnul Filipescu ne dă de exemplu că are 3 contracandidați la Călăraș și se pare o decizie corectă, cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine, pentru că atunci se poate alege cel care ar aduce, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, rezultatul cel mai bun pentru organizație, că până la urmă nu dorim nimic altceva decât acest lucru, să câștigăm municipiul și județul. Deci au 3 contracandidați, nu se mai ceartă nimeni, tot datorită faptului că știu să comunice mai bine între ei.
Mai mult, Noru Stănișteanu se consideră marginalizat în partidul în care activează de foarte mult timp, dar totodată recunoaște că decizia de a fi înlocuit în biroul permanent județean este una legală. În momentul de față nu mai particip la niciun fel de decizie, indiferent că am și eu un punct de vedere sau nu, ca simplu membru de partid ne întâlnim o dată pe an la adunările generale. Din ce mi-aduc eu aminte din punct de vedere al statutului? Și ca să continui, și vreau să remarc un singur lucru, pentru că întreba mai devreme cineva dintre dumneavoastră, procedeul a fost perfect statutar. Deci din punctul ăsta de vedere nu reproșez absolut nimic. Deci procedeul este statutar, este regulamentar. Din punct de vedere moral putem să discutăm. Cu toate că simte că îi se pun bețe în roate, liberalul este acum mai hotărât ca niciodată să câștige cursa internă și să fie candidatul PNL pentru funcția de primar. În ceea ce privește competiția internă, să știți că mai mult decât atât m-am mobilizat și sunt mai hotărât ca niciodată să vorbesc până cu ultimul om care ar putea să mă ajute și să-mi acorde sprijinul lui pentru sondajul care urmează. Sper să fie realizat cât mai repede ca să terminăm discuțiile astea și să fie cât mai corect și de activitatea mea viitoare vă spun că la orice acțiune voi fi chemată către conducerea partidului, voi participa în continuare ca simplu membru. Dezamăgiți de viața grea de la oraș, de lipsa locurilor de muncă și de traiul scump, tot mai mulți tineri giurgiuveni aleg să se mute la țară și să se reorienteze către agricultură. Unii dintre ei, mai informați, au aflat deja că pot primi și bani frumoși pentru aceasta. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2013-2020 are o alocație bugetară de 8 miliarde de euro, bani asigurați de Uniunea Europeană, iar tinerii giurgiuveni se dovedesc tot mai interesați de una din măsurile acestui program. Începând cu luna martie 2015, deja s-a început accesarea unora dintre măsurile prezente în acest program. Acest program venind cu număr de 14 măsuri, mai puține decât vechiul program, dintre care două sunt măsuri pentru zona publică și restul de 12 sunt măsuri pentru zona privată. Pot să vă spun că în județul Giurgiu avem o atracție mare a tinerilor care se îndreaptă către zona de dezvoltare rurală. Și spun asta datorită faptului că până în acest moment, în cele câteva luni în care s-au accesat aceste măsuri, măsura 6.1, deci instalarea tânărului fermier, a tinerilor până în 40 de ani, a fost accesată de aproximativ 86 de tineri care doresc să-și dezvolte o fermă în zona rurală. Este vorba despre o măsură în care beneficiarul nu vine cu cofinanțare proprie, primind o finanțare între 40 și 50 de mii de euro pentru dezvoltarea afacerii pe care și-o propune. Pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, deja s-a făcut selecția. Avem selectate un număr de 11 proiecte, la 11 beneficiari în această zonă a măsurii 6.1, care este un lucru foarte, foarte bun. Cote unice de impozitare, introducerea termenului de nerezidențial pentru persoană fizică, dar și impozite de 500% pentru cei care nu își îngrijesc proprietățile. Ce modificări aduce noul cod fiscal și cum îi afectează pe giurgiuveni sau cum îi avantajează? Aflați din materialul următor. Vom avea două categorii de imobile, de impozite pe imobile, rezidențiale și nerezidențiale persoane fizice, rezidențiale și nerezidențiale persoane juridice. Am încercat să găsim aceeași sau cote unice și pentru persoane fizice și juridice. Deci, rezidențiale, persoane fizice și persoane juridice reprezintă 0,1% din valoarea de inventar, iar nerezidențiale, persoane fizice și juridice, 1,3%. Nu exista înainte nerezidențial persoane fizice și a apărut și are 1,3%, iar la nerezidențial persoane juridice era 1,5% și am redus la 1,3%.
mergem pe cote unitare pentru că e și simplu pentru cei de la care pun în aplicare. Nu sunt pierderi mari, ce pierdem într-o parte câștigăm în partea cealaltă. Noul cod fiscal corectează și anomaliile care existau până acum legate de declararea terenului intravilan arabil pentru a plăti mai puțin și presupune și plata terenului aflat sub locuință. Românul este foarte inventiv și când găsește o portiță, o pârghie, o speculează. Acum nu pot spune că chiar doar românul și americanul, dacă găsește la impostul pe venitul global o pârghie în care poate să-și deducă anumite cheltuieli, le face și el și are acel consultant fiscal. Dar n-am știut că există o practică în oraș ca tot terenul din jurul casei să-l treacă arabil. Deci casa, terenul de sub casă nu se impozitează, iar terenul din jurul casei îl trece arabil și îl plătește la hectar. Și era o practică. Acum nu mai este. Ești obligat să impozitezi minim 400 de metri terenul de sub casă, chiar dacă ai mai puțin, ca teren intravilan curs construcție, iar celălalt n-ai voie să-l bagi în extravilan, decât cu o cot, înainte te duceai la orice registru agricol, îți dădea o hârtie că nu ai pe el nicio construcție, că ai pus plante și floricele și nu știu ce, să-l dădea arabil. Acum nu. Giurgiuvenii care își lasă de izbeliște locuințele și proprietățile vor avea o surpriză neplăcută. Vor plăti cu până la 500% mai mult. Noul cod fiscal, aflat în prezent în dezbatere publică, va fi aprobat în ședință de Consiliu Local în luna noiembrie. Peste 20.000 de copii din România au ambii părinți plecați în străinătate. Duminică este organizată o nouă extragere la Loteria Bunurilor, iar unul din 5 români nu s-ar vaccina împotriva hepatitei B, chiar dacă medicul ar recomanda. Sunt doar câteva din subiectele abordate în rubrica Flash. Datele centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție arată că la jumătatea acestui an, peste 60.000 de familii din România, cu aproape 82.000 de copii, aveau cel puțin unul dintre părinți plecați la muncă în străinătate. Dintre acestea, în peste 15.000 de cazuri este vorba de familii în care ambii părinți sunt plecați din țară, iar numărul total de copii rămași acasă care provin din aceste familii a depășit 21.000. Cei mai mulți sunt rămași acasă în îngrijirea grudelor până la gradul 4, fără măsură de protecție. În alte peste 37.000 de familii, 50.000 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate. În evidențele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului mai figurează 8.234 de familii cu părinte un susținător plecat la muncă în străinătate, cu un total de peste 10.000 de copii afectați. Extragerea loteriei fiscale pentru bonurile emise în perioada 1-30 septembrie va fi organizată duminică 18 octombrie de la ora 17:20 în studioul TV al Loteriei Române. Iar dacă vor fi mai mult de 100 de câștigători, va avea loc o nouă extragere ulterior. Fondul de premiere rămâne de 1 milion de lei, care se va împărți la maxim 100 de câștigători. Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea tragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale în original, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală din structura ANAF. În altă ordine de idei, Ministerul Finanțelor Publice a plătit miercuri premiile acordate după extragerea loteriei bonurilor fiscale emise în iunie, cei 4 câștigători primind câte 210.096 de lei, adică 250.000 de lei brut. Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș a făcut publice rezultatele unui studiu reprezentativ la nivel național despre cunoștințele și practicile populației cu privire la HIV, SIDA și hepatita B și C. Conform concluziilor studiului, 60% dintre români nu s-au testat niciodată pentru hepatită B sau C, iar una din 5 persoane nu s-ar vaccina împotriva virusului hepatitei B, chiar dacă un medic le-ar recomanda vaccinarea. Cu toate că majoritatea românilor au auzit de aceste boli, aproape jumătate nu sunt conștienți de faptul că o persoană poate fi infectată fără a avea vreun semn de boală. De asemenea, mare parte dintre persoanele care au fost chestionate pentru realizarea studiului nu au identificat în mod corect căile de transmitere a bolilor. În același timp, doar o treime dintre cei care au participat la studiu s-au testat vreodată pentru hepatită B, C sau HIV. 72% dintre aceștia cred că nu au niciun risc sau au un risc minim să se îmbolnăvească de hepatita B sau C, iar în cazul HIV, proporția crește la 76%.
50.000 de români vor primi amenzi între 5 și 10.000 de lei pentru că au jucat în ultimele 3 luni pe site-uri neautorizate și neomologate în România, susține președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Potrivit știrile ProTV.ro, începând din această vară, site-urile ce nu sunt autorizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu mai au voie să accepte jucători români și nici jucătorii români nu mai au voie să parieze. Cei 50.000 de români ce riscă acum amenzi sunt acuzați că au continuat să parieze în ciuda acestei decizii. Pe 13 octombrie, instituția a anulat dreptul de funcționare și pentru bet365.com în România. Cel mai mare site din lume a refuzat să se licențieze pe piața din țara noastră. Acestuia i s-a pus în vedere să nu mai accepte jucători români și să restituie banii jucătorilor în termen de 30 de zile. Atenționăm toți jucătorii că au la dispoziție 30 de zile ca să-și retragă sumele deținute în conturile de joc la bet365.com. Informăm toți jucătorii că, potrivit legii, constituie contravenție de la 5 la 10.000 de lei participarea la jocuri pe site-uri nelicențiate în România, a declarat pentru ProTV președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Articolele apărute recent în presa giurgiuveană cu privire la schimbările care au avut loc în biroul permanent județean al PNL i-au nemulțumit pe liderii partidului. Mai mult, în conferința de presă de astăzi, aceștia nu s-au sfidat să-i tragă de urechi pe jurnaliști și să le țină predici despre cum să-și facă meseria. Modul de abordare a subiectelor cu privire la schimbările ce au avut loc marți în biroul permanent județean al Partidului Național Liberal de către jurnaliști e indignat pe liderii PNL Giurgiu. Pentru că s-au exprimat după bunul plac, relatând realitatea, reporterii au fost mustrați de liberali chiar în conferința de presă săptămânală a partidului. Cu girul copreședinților organizației județene, domnii Dumitru Beanu și Gigi Ștefan, vă anunț și vă rog ca de acum înainte, când aveți dorința de a arunca pe piață știri clocotitoare din sânul PNL-ului, dacă nu îi sunați pe dânsii, sunați-mă pe mine ca să existe și un punct de vedere al nostru, nu numai al redacțiilor. Conștient că în interiorul partidului pe care îl conduce există un conflict, copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beanu a adus și el reproșul presei și a acuzat pe jurnaliști că tratează preferențial articolele, desigur întotdeauna împotriva liberalilor. Problemele Partidului Național Liberal, unul dintre cele două partide importante în județul Giurgiu, trebuie tratate cu un minim de, să nu vă simțiți iarăși și deranjați. Cu un minim de egalitarism între ceea ce prestați dumneavoastră în fiecare zi, între ceea ce faceți în raport cu PSD în special și ceea ce pretindem noi. Nu pot să nu mă declar mulțumit, nemulțumit, când constat de la zi la zi că în județul Giurgiu cei mai protejați politicieni sunt cei care își cumpără bunăvoința presei. Și fac această declarație în cunoștință de cauză. Dar nu continui. Ceva mai diplomat, celălalt copreședinte, Gheorghe Ștefan, nu s-a oprit doar la a critica ce a explicat dreptul omologului său de a-și alege membrii biroului permanent județean, drept dobândit la numirea sa ca președinte interimar al organizației județene a PNL Giurgiu. Nu sunt de acord, fără să vă critic, cu anumite judecăți pe care mi le-ați acordat în articolele noastre, precum că în această săptămână sau vis-a-vis de schimbările care au avut loc în biroul politic județean, am dat dovadă de necombat sau de neimplicare și că pe mulți i-am dezamăgit. Chiar și pe cei cu care am fost în campania prezidențială anul trecut. Vreau să vă spun că n-am făcut nimic altceva decât să-mi respect prerogativele date de statutul Partidului Național Liberal și limitele impuse de dispozițiile tranzitorii. Prin urmare, schimbările care au avut loc în biroul politic județean au fost făcute la solicitarea colegului meu, domnul Beanu, în biroul permanent național.
cauza violențelor în care profesorii sunt principalele victime, fie a părinților, fie a elevilor. Cadrele didactice urmează să primească un statut special, asemănător polițiștilor. Este vorba despre o inițiativă legislativă a senatorului Liviu Pop, care propune ca profesorii să fie considerați autoritate publică. Acest statut permite ca organele judiciare să se autosesizeze imediat ce un cadru didactic este agresat fizic sau verbal. Un proiect de lege depus la Senat propune ca profesorii să beneficieze în timpul atribuțiilor de serviciu de protecție acordată similar funcțiilor de autoritate publică, adică celor care le au, de exemplu, polițiștii. Cu alte cuvinte, procurorii se vor sesiza din oficiu dacă s-a săvârșit o infracțiune împotriva unui profesor. Să presupunem că un cadru didactic este amenințat la ore de un elev. Ei bine, pentru fapta sa, elevul ar putea fi acuzat de ultraj, infracțiune care este pedepsită cu până la un an și jumătate de închisoare sau amendă, iar pedepsele pentru cei care amenință sau agresează un profesor sau familia acestuia sunt mult mai mari. Articolul 1 din inițiativa legislativă depusă la Senat afirmă că personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar este învestit cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în limita competențelor stabilite prin statutul personalului din învățământ. Unul dintre motivele inițiatorului acestui proiect de lege este acela că dascălii nu se mai bucură deloc de un climat de siguranță atunci când intră la ore. Mai mult, potrivit Știri pe surse.ro, conform unui studiu efectuat anii trecuți pentru Ministerul Educației, peste 70.000 de profesori români au fost cel puțin odată jigniți, amenințați sau chiar loviți de către elevi sau părinți. Studiul a fost făcut în 1200 de școli, cu un număr total de 586.000 de elevi. Dintre aceștia, 2400 au recunoscut că și-au insultat sau înjurat profesorii, iar aproape 200 au mărturisit, unii din ei chiar cu mândrie, că au bătut cel puțin odată un cadru didactic. Internetul e plin de articole și chiar filme în care sunt prezentate asemenea incidente, elevi care își umilesc în fața clasei profesorii, alții care înjură de mama focului sau îi iau de-a dreptul la pumni. Palatul Copiilor Giurgiu reprezintă una dintre instituțiile de referință ale orașului nostru. Anual peste 1000 de copii trecând pragul pentru a fi pregătiți într-un anumit domeniu. Până la parteneriatul cu Asociația Inner Wheel Danubius Giurgiu, Palatul Copiilor a mai primit o singură igienizare a clădirii în anul 2007, în urma bursei de mărfuri din București, prin care toate școlile și palatele vocaționale din țară au primit un sprijin financiar. Locul în care peste 1000 de copii giurgiuveni își desfășoară activitatea anual și în care sunt îndrumați de 16 profesori ce activează în prezent este Palatul Copiilor Giurgiu. Chiar dacă este una dintre cele mai importante instituții din orașul nostru, până la parteneriatul cu Asociația Inner Wheel, care dorește să fie alături de instituție și să realizeze mai multe lucruri alături de Palatul Copiilor, clădirea instituției nu a mai avut parte de o investiție de ani buni. De când sunt eu aici, de 5-6 ani, nu am primit nicio sponsorizare de genul acesta. Știu că a mai fost o dotare prin anii 2007, atunci prin Bursa de Mărfuri București au fost dotate toate palatele și școlile vocaționale. Clădirea Palatului Copiilor a fost construită în anul 1927, iar după anii 60 aceasta a primit denumirea de Casa Pionierilor, fiind situată în Parcul Elevilor, mai cunoscut ca Parcul Pionierilor. După anii 90 a primit denumirea de Palatul Copiilor, însă clădirea a devenit proprietatea palatului de-abia după ce a fost cumpărată de Ministerul Educației, în anul 2007. Clădirea este construită din anul 1927, nu a aparținut Palatului Copiilor, ea aparține Palatului Copiilor din 2007, când a fost cumpărată de către Ministerul Educației Naționale și ca și reparații sau investiții exterioare nu s-au făcut decât foarte puține și au fost numai igienizări. Anul trecut, peste 1500 de copii au trecut pragul instituției, iar cei care au participat la concursuri internaționale, naționale, interjudețene și locale au reușit să mai adauge în palmaresul Palatului Copiilor Giurgiu peste 200 de premii. Pregătită minuțios și așteptată de un an, cea de-a 18-a ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene și-a deschis porțile astăzi, iar primii care au pășit pe scenă la festival au fost actorii amatori de la Palatul Copiilor.
Vineri la ora 11 a început oficial o nouă ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene. Onoarea de a deschide această manifestare a revenit unei trupe de actori amatori din Giurgiu, cea de la Palatul Copiilor, care a pus în scenă Înger și Demon, după Mihai Eminescu, o piesă în regia lui Florin Antoniu. După amiază, festivalul a continuat cu o nouă reprezentație a piesei Taj Mahal de Laurențiu Budău, pusă în scenă de actorii Teatrului Giurgiuvean, o piesă a cărei regie este semnată de același Florin Antoniu. Seria spectacolelor a fost întreruptă de un alt eveniment cultural sub egida aceluiași festival, lansarea a două volume, America de acasă de Mircea Meionescu și Nunțile, o trilogie satirică de Dinu Grigorescu. Prima zi de festival încheiindu-se cu reprezentația oaspeților de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, în Largul Mării. Weekendul este și el plin de evenimente culturale în Festivalul Teatrelor Dunărene. Dintre acestea menționăm reprezentațiile actorilor din Vârșeț, Serbia, Silistra, Bulgaria și Viena. Despre evenimentele din acest weekend însă veți afla mai multe în știrile Muntenia TV de luni. Astra Giurgiu a reușit să treacă de Viitorului Hagi și să meargă în semifinalele Cupei Ligii. După un început de meci care nu dădea mari speranțe echipei de la malul Dunării, Astralii au reușit să marcheze de 3 ori în poarta celor de la Viitorul Constanța. Astralii lui Șumi au reușit să meargă mai departe în semifinalele Cupei Ligii după ce s-au impus în fața celor de la Viitorul Constanța cu scorul de 3-0. Începutul partidei de la Ovidiu a aparținut gazdelor, care au avut două ocazii clare ce puteau fi transformate în goluri, însă Valerică Găman și George Gavrilaș s-au opus. În minutul 37 al primei reprize a venit și golul, dar nu pentru elevii lui Gheorghe Hagi, ci pentru cei ai lui Șumudică. Felipe Teixeira trecându-și numele pe tabela de marcaj, scorul la pauză fiind de 1-0 pentru Astra. Cea de-a doua repriză a aparținut giurgiuvenilor, Denis Alibec reușind să marcheze în minutul 67 după o combinație cu Gabriel Enache. Emoțiile pentru Hagi nu s-au oprit aici, la două goluri primite, fostul rapidist Alexandru Ioniță marcând al treilea gol al partidei în prelungirile meciului, în minutul 93 al partidei disputate la Ovidiu. Pentru Astra Giurgiu urmează acum primul meci din returul campionatului, care se va disputa duminică, 18 octombrie, de la orele 18:30, acasă la Concordia Chiajna, ce a reușit să treacă mai departe de ASEA Târgu Mureș și să se califice și ea în semifinalele Cupei Ligii. În urmă cu 37 de ani, data de 16 octombrie marca începutul unei lungi perioade în care Biserica Catolică a fost condusă de cel mai iubit papă, Papa Ioan Paul al II-lea. Pontificatul său de 26 de ani este considerat al treilea ca lungime din întreaga istorie a Bisericii Catolice. Despre Papa Ioan Paul al II-lea este vorba în rubrica Memoria Zilei. S-a născut la 18 mai 1920 într-un oraș din Polonia, sub numele de Karol Iosef Wojtyla. Ioan Paul al II-lea a fost papa al Bisericii Catolice și episcop al Romei din 16 octombrie 1978 și până la moartea sa. A fost primul papă de altă origine decât cea italiană, de la papa Adrian al VI-lea, adică din 1522. Pontificatul său de 26 de ani, octombrie 1978-aprilie 2005, este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petre, estimat între 34 și 37 de ani, și a lui Pius al IX-lea, 31 de ani. Pe 13 mai 1981, pe când se pregătea să-i salute pe credincioșii adunați în piața Sfântului Petru, a fost victima unui atentat dus la capăt de Mehmet Ali, care a tras cu pistolul din apropiere. Acel glonț aproape l-a costat viața pe papă, care avea să afirme despre atentat. O mână a tras cu glonțul, alta i-a modificat traiectoria, făcând referire la Fecioara Maria, pe care Papa Ioan Paul al II-lea o venera în mod deosebit. În timpul vizitei sale din 1983, papa l-a iertat în mod public pe agresor. În 1984, înainte de vizita sa în Venezuela, poliția politică din acea țară a descoperit și contracarat un complot de asasinare a papei, pus la cale de o grupare extremistă. Pe 6 ianuarie 1995, poliția filipineză a reușit să oprească operațiunea Bojinca, ce urmărea același scop. Starea de sănătate a papei s-a agravat în primele luni ale anului 2005, când a trebuit să fie spitalizat în Spitalul Gemelli din Roma din cauza unor dificultăți respiratorii. Deși i s-a realizat o traheotomie în martie, între 31 martie și 1 aprilie a suferit o septicemie din cauza unei infecții a căilor urinare.
A murit pe 2 aprilie 2005 și Joseph Ratzinger, Benedict al VI-lea, a fost declarat succesorul său. Papa Ioan Paul al II-lea a fost beatificat în data de 1 mai 2011 în piața Sfântul Petru din Roma. Slujba de beatificare a fost prezidată de Papa Benedict al XVI-lea. Trecerea sa în rândul sfinților a fost oficiată de Papa Francisc în data de 24 aprilie 2014. E momentul să revedem principalele titluri ale ediției. Aproape 90 de tineri giurgiuveni au depus cereri de finanțare pe un nou program PNDR pentru a-și deschide ferme. Porți deschise la Camera Notarilor Publici. Profesorii ar putea primi statut de autoritate publică. Liberalii declară război presei. A început Festivalul Teatrelor Dunărene. Punem punct aici jurnalului din această seară. Eu sunt Ana Maria Trăznea, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară bună și un weekend frumos. Pe curând!